După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Marele test al vieții. Înainte să primești o diplomă de absolvire, dai un test, un examen. Înainte să posezi un permis de conducere, dai un examen, un test. Înainte să deții o funcție sau un loc de muncă, dai un examen, un test, înainte să primești o binecuvântare de la Dumnezeu și înainte multor lucruri, noi dăm examene, dăm un test. Biblia ne spune că cu atât mai mult credința noastră va fi pusă la încercare, cu atât mai mult noi vom fi puși la încercare. Și încercarea are un rol deosebit în viața noastră. Noi suntem obișnuiți și bine ar fi ca înainte să cumpărăm ceva să faci un test, o verificare, un examen, o probă, o inspecție, un control. Cu atât mai mult Dumnezeu le face cu noi. Înainte să primim o binecuvântare, înainte să-l binecuvinteze pe Avram, Dumnezeu l-a pus la încercare. Și sunt patru lucruri pe care Dumnezeu le-a încercat, patru materii la care Dumnezeu a dat examen, a dat test lui Avram. Materii, domenii în care și noi vom fi încercat, și noi vom trece prin test și bine ar fi să luăm din prima. Dar se pare că de multe ori dăm examen, picăm, iar altul, iar altul și cine a făcut școala de șofer știe mai bine, și sunt oameni care au dat și câte 20 de examene și încă, încă nu au luat. În primul rând, încercarea aceasta lui Avram a fost un test al credinței. Un test al credinței. Ce este credința? Credința este o încredere neclintită o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și Evrei, capitolul 11, ne arată galeria sa credinței și cel mai mult se scrie despre Avram, care la un moment dat este denumit Tatăl Credinței, Tatăl Credincioșilor. Este exemplul omului care a avut cea mai mare credință. Și tot cartea Evrei ne spune că Avram a crezut că Dumnezeu a putut, putea chiar din morți să-i îl dea înapoi pe fiul său. Aceasta era credința lui. El credea că Dumnezeu putea din cenușă să îl dea înapoi pe Isac, Credea în Dumnezeu. Și în seara aceasta întreabă-te tu dacă ar fi să te... Pavel spune, Corinteniu, pe voi înși vă, încercați-vă, testați-vă credința, dacă sunteți în credință. Cât de mare este credința ta? Până la ce nivel ajunge? Credința lui Avram a ajuns până la nivelul în care, chiar dacă va muri, chiar dacă va fi ars din cenușă, Dumnezeu mi-l va da înapoi pe Isaac. A avut credință în momentul în care a spus, ne vom întoarce. Nu mă voi întoarce. Nu se va întoarce. Ne vom întoarce. Și a fost aceasta un test al credinței. Al doilea rând, al doua materie, al doilea domeniu în care Avram a dat test, a fost testul iubirii. Ia pe fiul tău, singurul tău fiu pe care îl iubești. Există ceva care iubești mai mult decât pe Dumnezeu? Noi în viața asta trăim și trebuie mereu și mereu să punem prioritățile și totdeauna ceea ce iubim mai mult are prioritate mai multă ceea ce iubim mai mult punem pe locul întâi, lăsăm alte lucruri deoparte, dar lucrul pe care îl iubim, lucrul la care ținem cel mai mult, la acela nu renunțăm niciodată. Avram a dat acest test al iubirii prin ceea ce a făcut el, a demonstrat că cel mai mult îl iubește pe Dumnezeu. Că îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât însăși viața sa, Că iubește pe Dumnezeu mai mult decât pe propriul copil, singurul copil, așteptat zeci de ani, că iubește pe Dumnezeu mai presus de orice. Până unde merge iubirea noastră? La cât am fi dispus să renunțăm? Sau ce punem pe primul loc în viața noastră atunci când spunem iubire? Ce iubim mai mult? al treilea rând, aici Avram a avut parte și de un test al ascultării. Noi putem avea credință și Avram putea să aibă credință, da, cred că Dumnezeu înviază din morți. Eu cred că Dumnezeu poate să facă lucruri, dar credința fără fapt este moartă și cei mai mulți au o astfel de credință, cred în dreptul altora, dar dacă e vorba să practice, să facă, Știți, de întâmplarea aceea, un, uh, un om care avea mare curaj a pus -o un cablu de la un bloc pe altul, pe zgârie nori, în Canada. Și a spus, știți că eu am curaj să trec pe cablul acesta, pe firul acesta, de la un bloc pe altul, de la o înălțime de câteva, câțiva zeci de metri. Și toți au spus, credem. Credeți că eu trec acolo și ajung? Credem. Și omul a trecut și a ajuns. Dar apoi a spus, credeți că eu pot să iau pe unul dintre voi în spate și să-l trec partea cealaltă fără să se întâmple nimic? Da, noi credem. Hai cine vine? Nu mai crede nimeni. Ei, Avram a dat un test al ascultării. El nu doar a crezut, el nu doar a, a declarat că îl iubește pe Dumnezeu, dar a fost un test al ascultării. A fost dispus să asculte până la maxim, până la jertfa supremă. Pentru că, în al patrulea rând, testul acesta al lui Avram a fost și un test al slujirii. El a știut că este un slujitor al lui Dumnezeu, că îl slujește pe Dumnezeu, nu înțelegea nu înțelegea, vă dați seama, și noi astăzi putem fi confuși, cum să ceară Dumnezeu? Dumnezeu doar l-a pus la încercare, nu, în niciun caz, Dumnezeu nu vă cere să vă ucideți copiii, în niciun caz. Dumnezeu n-a dorit asta, Dumnezeu doar l-a testat, doar l-a pus la probă, până unde merge credința ta, până unde merge iubirea ta, până unde merge ascultarea ta și până unde merge slujirea ta. Spui că mă slujești, spui că te închini, până unde merge închinarea ta la cât ești dispus să renunți pentru că slujirea înseamnă sacrificiu să renunți la mine, renunți la gândurile mele, la planurile mele în favoarea planurilor, în favoarea gândurilor lui Dumnezeu, când renunți la mine și mă pun în slujba lui Dumnezeu n-am înțeles Avram și a spus nu înțeleg dar dacă până aici cum spuneam și dimineață, cuvântul Domnului a vorbitului Avram până aici am văzut de-a lungul zecilor de ani, Dumnezeu care m-a scos, mi-a vorbit, m-a dus, m-a binecuvântat și până aici cuvântul acesta s-a dovedit infailibel. Până aici cuvântul acesta s-a dovedit real, adevărat, autentic și nimic nu a putut sta împotrivă și am văzut mâna tare a lui Dumnezeu și viața lui Avram este o adevărată minune și tot ce s-a întâmplat cu el a fost o adevărată minune și Avram s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu, a ascultat și a slujit lui Dumnezeu prin prisma acestui cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea, în această zi, fiecare dintre noi care ne declarăm credincioși, trebuie să știm că mai devreme sau mai târziu vom trece prin încercări, vom trece prin marele test al vieții. Și în testul acesta al vieții ne va fi testată credința, ne va fi testată iubirea, ne va fi testată ascultarea, ne va fi testată slujirea noastră, sacrificiul nostru. Și bine ar fi să fim biruitori. Avram a fost și rămâne un exemplu pentru fiecare dintre noi. Rămâne un model, un om care a trecut cu bine marele test al vieții. Încercarea va veni. Dumnezeu nu, nu va lua în cer pe nimeni fără să-l fi încercat mai întâi. Noi trecem prin încercări. Și totdeauna Dumnezeu te va pune la probă. El nu are nevoie de banii tăi. Dar prin ei tu îi dovedești lui Dumnezeu, prin ei tu dai examen dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă ești gata să renunți, dacă ești gata să. dacă crezi în binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu nu avea nevoie de jertfa lui. Isaac, n-avea nevoie. Dar când i-a cerut lui Avram, și Avram a fost dispus să-l ofere chiar pe Isaac, prin asta a dovedit credință, iubire, ascultare și slujire. Dumnezeu nu are nevoie de absolut nimic, cum n-a avut nevoie de Isaac atunci. N-are nevoie de absolut nimic din viața ta, pentru că el poate trăi fără tine. Însă toate astea nu sunt altceva decât examene, teste ale vieții prin care tu demonstrezi lui Dumnezeu că ești un om credincios, că-l iubești, că l-asculți și că-l slujești. Și asta nu sunt altceva decât examene. Test al vieții. Nu știu care e examenul prin care vrea să te treacă Dumnezeu, nu știu încercarea prin care vrea Dumnezeu să te treacă. Dar nu vei fi promovat în ceruri îmi place că italienii au o formulă atunci când spune, se spune despre cineva că noi spunem a plecat la Domnul. Italienii mai au vorbă când spun, nu, e stato promosso al Signore, a fost promovat. A trecut testul și a fost promovat, ridicat în slavă, a trecut de încercare, a trecut biruitor în examen. Acum, este un câștigător, este un laureat. Acum îl așteaptă laurii gloriei. O cunună cerească. Și facă Domnul ca fiecare dintre noi să avem parte de această cunună și să trecem cu bine marele test al vieții. Amen.